Tehnica de intervenție a poliției în acțiuni specifice, ori accidente rutiere, a atras numeroși vizitatori ieri la Râmnicu Sărat, lângă Parcul Central. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Poliției Române. Avem alături de noi laboratorul criminalistic, echipajele poliției rutiere, specialiștii de la SAS, așa numiți mascați, căței polițiști. Mulți trecători s-au arătat interesați de tehnica expusă și de amănuntele privind acțiunile polițiștilor. Așa. Era cu lumina asta specială. Aha, gata, văd. Se observă? Da. Da. De departe însă, cei mai curioși s-au dovedit a fi cei mici. Ia, vedeți ceva acum aici? Nu se vede nimic. Așa? Nu se vede, e invizibilă. Și uite, vă pune colegul o lumină specială. Se vede? Se vede. Iar copiii nu s-au arătat interesați doar de aparatele expuse. Aceștia au dorit să vadă și cum este pe o motocicletă a poliției sau cum arată o dubă. Ia, hai să-ți arăt o șmecherie. Ia, uite-te la geam. Efect. Poți să o luăm și pe asta mică? Da, cum să-l. În momentul în care mergi cu 200 la oră, se face de viteză. Cum e acolo? Niciodată să nu. Cam simplu. N-are decât două bancuțe. Frumos? Nici echipamentele din dotarea binecunoscuților mascați nu au rămas neanalizate. Cel mai îndrăgit personaj s-a dovedit a fi unul dintre câinii poliției buzoiene, dresat ca la carte și echipat corespunzător. Acesta a fost mângâiat și pozat, mai ceva ca un star de televiziune. Bună! Pe 25 martie, Poliția Română sărbătorește 193 de ani de la atestarea ei documentară.